Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Astăzi vă invităm la o cafea pe bani. Adică pe banii. Pe bani, că ar putea primi bani. Nu! Pe bani cheltuiți de alții în numele nostru. Pentru că ăsta este visul oricărui tip care vrea să ajungă pe o funcție publică. Păi stai să te gândești, dacă te uiți așa un pic, cam cu cât este plătit un administrator public la Piatra Neamț. Peste 20.000 de lei. 200 de milioane. Da? Lei vechi. Adică, dacă stai să te gândești, câteva salarii bune ale unor oameni care muncesc și ei, bine, n-au atâtea responsabilități ca un administrator public. Nu mai vorbim la județ, nu mai vorbim, mă rog. Dar să trecem peste asta și astăzi vă propun ca temă, și că vom mai discuta despre asta, despre bugete, că e la modă, se aprobă bugetul județului, bugetul municipiilor, statelor, comunelor, etc., etc. Pormă instituțiile de sub fiecare această, de sub fiecare instituție. Și în perioada asta, dacă nu știați, bugetele sunt puse în dezbatere publică. Adică fiecare cetățean, teoretic, poate să uite și să facă amendamente, propuneri, să depună contestații la buget. Pentru că, nu e așa, trăim într-o societate în care dezbaterea publică este liberă. E ca pe timpul ăla, liberă la mare, știți dumneavoastră cum era. Așa e și cu bugetele. Sunt și ele cam golașe, ca la mare. Sunt în costum de baie, chiar putem spune tanga. Din când în când sunt și pentru poze pe plaje topless sau, de ce nu, din când în când sunt și la nudiști bugetele astea. Numai că, dacă stai și zici, bă, ia hai să-mi pierd și eu o oră din viață și să mă uit pe un buget și să văd dacă pot să fac vreun amendament. Și normal că primul impuls este să te duci la bugetul județului. Aia, avem lucruri mărețe, megaproiecte, cum spunea doamna Oana Bulai, pe care minți în guste nu le pot înțelege. Și dai să te duci să vezi proiectul bugetului. Aoleu, am uitat să fac legătura cu Bogdan și nu o să putem face... Bogdan, te rog să-mi spui dacă ai reușit să intri, să ai legătura cu mine pe calculator. Da. Deci, pe ecran o să vedeți imediat site-ul Consiliului Județean. Te rog să-l faci mare, pentru că județul este mare. Pe mine pot să mă lași undeva mic într-un colț acolo, pentru că, să vă spun, nu mai să pot comenta ce este pe acest prea frumos site. Deci, te duci pe site-ul județului și zici, hai să căutăm bugetul. Normal că te duci la informații de interes public și acolo ai niște rubrici de genul transparență decizională. La județ este, n-ai nicio treabă. E așa ca la meciurile de fotbal, când ai câte o lovitură liberă în față e un zid. Știți? Și mai e și portar după. După care ai anticorupție și integritate. Trecem peste ca să nu intrăm în amănunte, zic că lumea că suntem așa înainte de 23 ianuarie. Buget, program de investiții, situații financiare, achiziții publice cu altă ocazie și ajungem la datoria publică și sub ea anunțuri diverse și dezbateri publice. Mergem pe dezbateri publice, că teoretic e în dezbatere publică, și avem în dezbatere publică este și ghidul solicitantului la finanțări nerambursabile. Adică dacă nu țineți bine minte, finanțările alea care sunt făcute cu temă pentru aia, 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 aia. Și pentru ăla, ala, aia, ăla, aia. Mergem și mai departe și undeva jos vedem
Proiect buget 2023 fără observații. Deci acolo ar fi putut să scrie așteptăm până în data de observațiile dumneavoastră la buget. Ele vor fi luate în discuție, etc., etc. Da, intrăm pe proiectul de buget și așteptăm minunea să vedem ce bănuți sunt anul acesta la județ, la cheltuieli și la venituri. Peste venituri propun să sărim cu nonșalanță pentru că am mai dat știri. Importantă este suma finală. Total venituri, rețineți dumneavoastră, 726.000 lei. 726.000 lei. Mult puțin, ăsta e. Vin din TVA, din sume defalcate din TVA, vin din sume defalcate din impozitul pe profit, etc., care și fiecare această sumă are, după cum vedeți, direcție unde se duce. Și ajungem la partea de cheltuieli programate pe anul 2023. Ni se spune cu modestie că este doar un proiect, dar el este supus dezbaterii publice și teoretic se întemeiază pe niște date atent analizate, pe o muncă dusă până la epuizare de cei mai buni funcționari din județ, după cum spunea domnul Ionel Arsene, oameni care au grijă de fiecare leuț, nu cei din grădina zoologică. Deci de fiecare leuț al județului. Și ce vedem noi aici? Vedem, dacă ne ducem la final, că tot finalul e bun, că suma pentru cheltuieli este de 794.000 lei. Adică mai mare decât veniturile, cu 68.000 de lei. Altfel spus, 68.000 de lei sunt acoperiți, ca să închidă bugetul, știți cum e, din excedentul anilor anteriori. Ceea ce înseamnă că vom avea, că am avut un excedent și că am stat bine la județ. În ciuda faptului că a trebuit ca județul să descurce singur în cea mai mare parte a timpului, fără prezența la fața locului a domnului Ionel Arsene, să trăiască domnul venit de la Bacău, care îl înlocuiește cu brio, sper că nu-i greșesc numele, dacă nu mă înșel, Brașoveanu. Nume predestinat, având în vedere ce se întâmplă pe 23 la sub muntele Tâmpa. Da, și acum, dacă vreți să ne distrăm puțin, vedem unde se cheltuie banii. Și să le luăm așa pe rând. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi. 10.900.000 lei. S-ar putea, dacă începe construcția noului spital și va trebui să punem vreo 80 de milioane de euro cu partea de cofinanțare a județului, ca această rubrică în anii următori să crească spectaculos. Da, e bine așa. Pentru ordine publică și siguranță națională, adică protecție civilă, avem 1450 lei, iar pentru apărare, centru militar județean, 1000 de lei, 1450 lei, să nu greșesc. Bun, facem niște comparații. Proiecte finanțate prin FEN la Consiliul Județean Neamț, fondul pentru Dumnezeu știe, așa, ceva e nerabursabil, mi se spune pe acolo, 1510 lei, adică la fel aproape cât ordinea publică și siguranța națională. Ceea ce poate fi bine, poate fi rău, nu știm. Mergem mai departe. Pentru sănătate, în județul Neamț, avem 85.632 lei, din care Spitalul Județean de Urgență are 8.500 lei. Spitalul de Psihiatrie de la Roman, 550 lei. Și acum, țineți-vă bine,
Consiliul Județean Neamț, documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul sănătății. 57.750 de lei. Deci e clar, planuri, schițe, studii, la suma asta, care e o sumă bunicică, ca să spunem așa, îndestulătoare. Nu pentru sănătatea nemțeană, îndestulătoare pentru cei care lucrează. Bun. Și acum, nu știu, n-am tobe, n-am nimica, dar vreau să salut o inițiativă a Consiliului Județean. M-aș ridica și în picioare dacă n-aș ieși din cadru, pentru că am ajuns la domeniul cultură, recreere și religie, care are o sumă taman cât credeți dumneavoastră, exact cât are la sănătate domeniul acela cu documentații. 57.000 de lei. Deci documentațiile de pe sănătate costă 57.000 de lei, iar județul dă pentru cultură, recreere și religie aceeași sumă. În definitiv, ce atâta cultură, ce atâta recreere, ce atâta religie. Ia să fi văzut dumneavoastră dacă se construia un nou muzeu, câți bani erau pe studii. Da, trecem și peste asta. Spuneam că am un profund respect pentru cel care a întocmit acest proiect de buget. Eu propun să fie toți care au lucrat aici să fie premiați de domnul Ionel Arsene la secțiunea Ambasadorii Administrației Publice Nemțene, varianta 2023, pentru că au rezolvat o problemă esențială. Vă rog să fiți atenți. Biblioteca Județeană Gete Chirileanu primește 4.885 lei sau mii de mii, adică milioane de lei. Nu mai știu, eu vă citesc ce este aici. Da, Complexul Muzeal Județean Neamț, 9.310 mii lei. Drag. Centru pentru Cultură, 5.860. Deci Centru pentru Cultură are mai mult decât Biblioteca Județeană, e normal să aibă așa, pentru că acolo sunt și dansatori. La Biblioteca Județeană nu sunt dansatori pe scenă. Complexul, v-am spus, Serviciul Public Salvamont, care este la cultură, recreere și religie, pentru că, în definitiv, e pe muntele Ceahlău cu activitatea. Așa, acolo avem și schit, facem și excursii, facem și religie, avem și niște, cum să vă spun eu, locuri de întâlnire. Așa, are 1950. Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, 1750. Contribuții pentru personal neclerical, 27.904. Adică, să fim foarte bineînțeleși, cât muzeu, cât centru, cât biblioteca. Și atât. Să spuneți și care e problema. Păi nu e nicio problemă. Cei de la Consiliul Județean au rezolvat o mare dilemă a nemțenilor. Mai este Teatru Tineretului o instituție pentru cultură sau nu? Și au hotărât să o scoată de la acest capitol și să o pună, nu știm unde, că n-am văzut-o, dar probabil pe undeva, pe la probleme sociale. Acolo, la ajutoare sociale, la problemele generate de, știu eu, neomarxism, îl găsim pe undeva, pe la școli de educație inclusivă, nu înțeleg unde a dispărut Teatrul Tineretului din acest proiect de buget. Până la urmă, eu v-am spus, respect asta, au hotărât că nu mai face parte nici din domeniul cultură, nici din domeniul recreere, cu atât mai puțin din religie, pentru că acolo religia este un fel de chestie, nici nu știu cum. Da, uite, mi se spune din redacție, mulțumesc Viorel, că poate este la politici europene neoprogresiste, dar nu găsim în buget chestia asta. N-o găsim și n-o găsim și dacă n-o găsim, ce să facem? Deci, să încercăm o mică concluzie. În acest moment,
în acest moment, Teatrul Tineretului nu apare pe proiectul de buget. Potrivit declarației verbale a purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean, până mâine ar putea fi depuse contestații la proiectul de buget. Noi propunem ca de astăzi cineva să se sesizeze că această maculatură pusă pe site-ul Consiliului Județean este o porcărie, o porcărie de cel mai prost gust, neprofesionistă, dacă lipsește acest prea frumos teatru bugetat de aici, și să îl întrebe, să îi întrebe cineva pe cei care au făcut bugetul. Păi dacă teatru nu este, cum suma totală de cheltuieli, pentru că am adunat și e corectă. Deci dacă mai adăugăm și teatru acolo, ar crește această sumă. Mai are cu ce să o acopere din excedentul anilor anterior Consiliul Județean sau nu? Cine a postat asta, cine a aprobat postarea, merită, la figurat, un șut în dos. Nu un MM-DOS. Un șut în dos. Ca să fie, ca să spunem așa, mulțumiți. Am vrut să vedem dacă, Doamne ferește, Teatrul Tineretului a dat în calcul această catastrofă, că nu va fi bugetat anul acesta. Și ne-am dus pe site-ul teatrului. Site-urile astea sunt o mare găselniță. Și vedem acolo bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. Și undeva acolo, vedeți, bine, să încerc să măresc un pic dacă reușesc, o să vedeți că ei, în prognoza pe care au făcut-o anul trecut pentru anul 2023, au și pentru anul 2024 și pentru anul 2025, au prevăzut frumoasa sumă de 9.999.000 lei. Deci, ei speră. Acum, știți că în România există anumite instituții care au bugetul confidențial sau au o parte la vedere și restul este confidențial. Probabil că, având în vedere discuțiile vis-a-vis de Teatrul Tineretului, faptul că există o similitudine în actul de conducere între Consiliul Județean Neamț și Teatrul Tineretului, adică managerii, șefii, sunt mai mult plecați, s-a luat această hotărâre ca să dispară de pe proiectul de buget cel al Teatrului Tineretului. Nu putem decât să salutăm acest lucru, să-i felicităm pe cei din Consiliul Județean pentru curajoasa decizie de a scoate din domeniul cultural și de recreere instituția, să vedem unde o vor agăța în buget, nu în proiect, în buget. Și dacă cineva își va asuma proiectul pus pe site și în așa zisă dezbatere. Apropo de dezbateri, vă dați seama că acest document stă de pe 3 ianuarie, 4 ianuarie pe site și nimeni nu a observat că o instituție importantă nu este prinsă în buget. Bun. Să lăsăm județul deocamdată. În bugetul lui, să fiarbă în bugetul lui, să macereze, să se, știți, așa, și vă propun un intermezzo foarte scurt, muzical, sper să nimeresc fragmentul respectiv, nu trebuie să dai imagini, Bogdan, doar fragmentul respectiv, dacă vreau să fac trecerea la o altă dezbatere, la un alt buget. Ia să vedem dacă reușim.
asociați-mă, pentru că ultima voastră problemă e clar, sunt eu, câinele comunitar. Castrați-mă, castrați-mă, sau dacă vreți, eutanasiați-mă, pentru că singura voastră problemă e clar, sunt eu, câinele comunitar. Atât. Ieri a avut loc o prea frumoasă dezbatere la Primăria Piatra Neamț pe buget cu ONG-urile. Ce s-a discutat acolo, o să vă scriem cam așa. Dar am pus deja o știre pe site-ul Mesagero cu partea de final a acestei dezbateri. Știrea se cheamă Melodia Comunitaru, varianta Piatra Neamț. Pentru că primarul Andrei Carabelea, la finalul întâlnirii, s-a declarat puțin șocat, nu foarte mult, puțin șocat, de faptul că, sau mirat, hai să spunem mirat, de absența reprezentanților asociațiilor pentru protecția animalelor la dezbaterea pe buget. Și a spus domnia sa, cităm, aproximativ, în fiecare an cheltuim câte 200 de mii de lei pe lună pentru activitatea de ecarisaj, un cost enorm, aici sunt perfect de acord cu domnia sa, pe care l-am putea folosi cu totul alte scopuri. Vorbim de aproape 1% din bugetul orașului pentru a întreține niște câini agresivi și mai primești și niște e-mail-uri de genul Carabelea nazistule. Pur și simplu nu înțeleg abordarea, copiii străzii sunt copiii străzii, iar câinii sunt comunitari. Numai anul trecut a fost o creștere de 50% a efectivului de comunitari, nu de copiii străzii, probabil că ăștia au crescut mai mult. Acești 2 milioane de lei sunt bani cu care renovăm sau dotăm o școală. Noi îi dăm pentru a întreține o stare tensionată oricum. Că de ce au fost operați și lăsați pe cearceaf? Deși așa se face și în Franța și în alte țări civilizate, a spus primarul. Primarul a cerut sfaturi celorlalți reprezentanți cum să rezolve această problemă, arătându-și neputința în problemă. Da, și i s-a sugerat să ia exemple de bune practici de la alte administrații, la care domnul primar a spus, singura care rezolvă problema este eutanasierea. Am făcut cataloage, i-am fotografiat, i-am scos în târguri de adopții. Eu personal am adoptat 3 căței pentru a da un exemplu. Acum înțelegem de ce domnul primar are chestiunea asta de a aduna în jurul lui mulți oameni. De exemplu, la cabinetul primarului a adoptat și 3 căței comunitari. Primăria nu poate face sterilizări câinilor care nu au stăpân. Și ce să facem? Să trimitem poliția locală la poarta celor care nu-i sterilizează? Vai de mine! Dar poliția locală nu trebuie deranjată pentru așa ceva. Și avem 2 replici care sunt absolut senzaționale, probabil una din ele și adevărată. Întâlnirile cu sala plină cu reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor au fost caracterizate plastic de domnul primar. Când vin aici, zici că sunt doctori. Și cum ies pe ușă, parcă turbează. Nu e așa că e plastic? Legat și de domeniu, turbați, câini turbați, președinți de asociații de animale turbați, etc. Bun. Acum, nu putem încheia subiectul ăsta cu comunitarii fără o declarație a noului administrator public, fostul bancher Sorin Potolea, care a intervenit în discuție, el fiind prezent alături de primar, e normal, la dezbateri publice, cu bugetul în față, pe leuți, pe chestii, pe dobânzi, pe tot felul de... trebuie să fie acolo. Da? A intervenit când s-a sugerat o colaborare cu asociații din străinătate de profil. Domnia sa a venit cu o informație care sunt sigur că va face în conjurul site-urilor din întreaga țară și chiar și din Europa. Bineînțeles, după ce domnia sa va produce și dovezi, asociațiile din străinătate consideră că noi luăm câinii din Ucraina și îi aducem aici, ceea ce este fals. O aberație. E adevărat aici. Aici sunt de acord cu domnul Potolea. Noi nu luăm câinii din Ucraina. Noi avem
ucraineni în România pe care îi ținem și pentru care cheltuim niște bani. Bine, au venit de la Comunitatea Europeană, e foarte bine, dar chiar să spună cineva, domne, că luăm noi la Piatra Neamț câinii din Ucraina și încercăm să păcălim mama noastră, tata noastră, străbunicii noștri și așa, adică Uniunea Europeană cu câini ucrainieni. Păi eu cred că ei ar trebui să fie bucuroși acum să adopte câini ucrainieni. Ar trebui chiar să spună că este o mândrie patriotică și să ne și premieze la Piatra Neamț cu un program pentru, eu știu, sau cu o masă de operație pentru câini, sau ceva de genul ăsta. La final, să spunem că diferența dintre municipiul Piatra Neamț și județul Neamț este că județul Neamț a plasat acest mini proiect pe site și nu s-au făcut dezbateri publice pe el, provocate de către Consiliul Județean. El l-au pus acolo, pentru că până la urmă este suficient să pui undeva în site ascuns un proiect de buget. La primărie se discută. S-a discutat ieri la 12 cu cei din învățământ, sau, mă rog, se discută sau măcar se mimează discuția, pentru că nu știm întotdeauna cum funcționează lucrurile. Astăzi, la ora 15, dacă nu mă înșel, nu la primărie, ci într-un loc în care se știe exact cum e cu banii pe IMM-uri, cum se cheltuie. Nu ne spun aia de acolo cum putem face bani pe IMM-uri. Deci discuția se va purta la Rubik Hub, un loc atât de drag, atât primarului, cât și tuturor oamenilor din mediul de afaceri, cum să vă spun eu, agreați să intre acolo pe proiecte și programe. Cam asta astăzi despre buget. Oricum am vorbit foarte mult, jumătate de oră. Readucem în discuție faptul că Teatrul Tineretului nu este prins în proiectul de buget al Consiliului Județean, cel puțin în cel plasat pe site-ul lor. Mâine se încheie cu așa, o rugăm pe doamna Plugaru să facă repede o contestație, foarte repede, că altfel cine știe unde se ajunge cu chestia asta, închidem teatru înainte de a-și face datoria procurorii pe chestiile vechi de pe la teatru, chestii mai nou, ăia care au constatat că trăsnetul a distrus autobuzul, instalația electrică a autobuzului la teatru și alte lucruri care ar trebui să dea de gândit organilor de control. Bun, și după ce am vorbit atâta, vă propun să ne liniștim și să vedeți în continuare un material pe care colegul meu Bogdan Călian l-a pregătit, un material de bine. Deci la modul serios, fără glume, doi copii de la Liceul Rareș au fost admiși la o facultate prestigioasă, poate una din, poate cea mai prestigioasă, Oxford. O discuție cu ei, înregistrată ieri, astăzi o programă, o îi dăm drumul în continuarea cafelei, după care ea va fi postată și pe YouTube și într-o știre separată ca să vadă cât mai multă lume că există încă speranțe pentru România sau pentru Piatra Neamț. Bine, acum e greu de crezut că dacă acești copii vor ajunge la Oxford, se vor întoarce, dar măcar vor rămâne undeva acolo, au plecat de la Piatra Neamț. Ne oprim aici. Vă doresc cele bune și urmăriți materialul următor. Ian și Alex, sunteți doi rareșiști care ați fost admiși la Oxford. O veste ne mai cuvintă. Ce înseamnă asta pentru voi? Pentru mine e, în primul rând, o încununare a eforturilor de-a lungul celor 12 ani. Dar, în principal, este reprezintă o oportunitate de a învăța alături de cei mai buni din lume pe domeniul care îmi place mie cel mai mult, care este fizica și cu anumite valențe în filozofie. De ce ai aplicat la Oxford?
E legat oarecum, cred, dacă ar fi să mă gândesc la primele mele tangențe cu Oxfordul din copilărie. Ar fi, cred că, prima oară când am citit Harry Potter. În mintea mea infantilă din clasa 5-a, conceptul de Hogwarts și conceptul de Oxford, cred că datorită asemănării fonetice, deveniseră una și aceeași. Și apoi, când m-am mai maturizat și am uitat de vrăjitorie, ideea de Oxford a rămas. Și când am început să-mi dezvolt și pasiunea în fizică, oarecum s-au îmbinat și a fost facultatea de vis, să zic așa. Ce înseamnă fizica pentru tine? Ce te ajută fizica? Ce dorești să continui să ai o carieră în fizică? Studiul fizicii oarecum îmi dă satisfacții foarte profesional, dar Alex, îți dorești de clasă? Cum de-ai obținut asta? Nu suntem colegi de clasă, suntem colegi de generație. Eu sunt din clasa 5-a la Rareș și decizia de a pleca la Oxford a venit în principiu din clasa 6-a, când am început să particip și eu la Olimpiada Națională de Fizică. Colegi mai mari, ar fi Titus Dascălu, Leontică, Sebastian, Daniel Manole, am simțit un fel de o relație, nu știu, de mentor puțin. M-au ajutat, mi-au deschis anumite orizonturi. Și motivul principal pentru care am aplicat a fost și renumele. Știam de facultate, de această universitate, eram entuziasmat când am aflat că din Rareș se poate ajunge acolo. Când știam că am colegi mai mari care au urmat aceiași pași, au fost la aceleași olimpiade, au luat premii și au ajuns acolo. Și că aș putea și eu. În cazul meu este aproximativ 37.000 de lire pe an taxa. Și este o provocare extraordinară, mai ales pentru având în vedere că venim într-o țară cu un venit mediu sub cel al Uniunii Europene. Aveți la tine un șor? Nu, e aceeași situație. Reprezintă taxa. E păcat cu astfel de confirmare a rezultatelor, o finalizare a liceului, e alterat acest rezultat de greutățile de acest fel. Și că ne împiedică din a ne bucura complet de rezultat. Există vreo soluție pentru voi? Există diverse surse de, nu știu, de burse, de oportunități, dar cazul specific al Regatului Unit acum e destul de dificil pentru oricine din afara țării. Cursul strict de a fi admis la Oxford, nu, aș spune că a fost oarecum mai a fost facilitat de munca noastră din anii precedenți. Dar a fost și muncă, dar a fost o muncă oarecum îndeplinită cu plăcere. A fost ceva firesc pentru noi, presupun. Nu a fost o muncă pentru asta. De lungul anilor am studiat fizica din pasiune. Olimpiadele au venit ca un exercițiu care uneori era și o confirmare, un motiv de bucurie, dar nu am făcut, nu tot parcursul a fost pentru Oxford, pentru o anumită universitate. A fost pentru fizică, pentru noi, pentru ce ne-a plăcut să facem. Și în afară de a învăța, ați mai făcut și altceva? Ați adus? Da, bineînțeles, avem prieteni, avem destul de mulți prieteni, avem pasiuni, mie îmi place foarte mult să joc fotbal, avem ieșire în natură. Ideea aceasta de elev care stă toată ziua în casă și studiază este ori învechită, ori este bazată pe un eșantion foarte mic de oameni. În mare parte, fizica se îmbină cu celelalte pasiuni din viață și ajung pur și simplu să ajunge să-ți coloreze restul vieții. Sunt anumite perioade în care poate lucrăm mai mult, poate dedicăm mai mult timp fizicii, olimpiadelor, concursurilor, ceva anume în acest domeniu, dar n-am simțit niciodată că ar limita viața socială, că ar limita pasiunile pe care putem să le avem. În afară de munca voastră din toți aceștia, a mai fost ceva care a contat în alegerea voastră pentru Oxford? Clar, au fost părinții care ne-au fost mereu alături, prieteni care ne-au ajutat și ne-au pus alături de noi la fiecare olimpiadă, ne-au rău mereu succes, ne felicitau, dar și domnii profesori. Eu l-am avut pe domnul profesor Secară, din clasa 6-a la fizică și mi-a fost mereu
foarte aproape în pregătire pentru olimpiadă, mereu trimitea materiale suplimentare și a fost unul dintre cei mai mari contribuitori, ajutoare pentru mine în drumul meu de studia fizică. Da, cum a spus și Alex, pe lângă muncă, este foarte importantă și susținerea pe care o ai din, în rândul părinților și al prietenilor. Sunt foarte multe momente în care te poți simți copleșit sau poți simți un anumit grad de saturație când vine vorba de studiu și atunci e foarte important să ai pe cineva de la lângă tine care să îți spună ori bine, poți să iei o pauză sau eu știu că tu poți mai mult, haide să te ajut să te relaxezi. Și pe lângă asta a fost și relația cu profesorul, care este foarte importantă pentru un elev, în primul rând în dezvoltarea sistemului lui logic de gândire al fizicii. Eu am fost elev al Colegiului Tehnologic Spiru Haret din clasa 1 până în clasa 8-a și am avut-o din clasa 6-a profesoară de fizică pe doamna Mihaela Pântea, cu care am avut o relație foarte strânsă și asta cred că m-a ajutat oarecum să dau și o natură afectivă studiului fizicii. După aceea a venit intrarea la Colegiul Național Petru Rareș în clasa 9-a și de acolo a urmat și relația cu domnul profesor Oniciuc, care din nou am avut o relație foarte strânsă și m-a ajutat să înțeleg fizica și prin elementul matematic superb logic și prin relația cu dumnealui, care în momentul în care exista o problemă mai grea, eram amândoi acolo să o rezolvăm. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să faceți publică această reușită deosebită a copiilor noștri. Este unică în istoria Colegiului Național Petru Rareș și o spun cu foarte mare mândrie. Dacă de obicei, în general, la nivel național, când se vorbește despre copiii care sunt admiși la instituții de învățământ superior de mare prestigiu, discutăm de copii care sunt de la un anumit colegiu din București, un colegiu care culege toată inteligența românească la un loc. Iată că noi am reușit ceea ce facem de mult timp, de vreo 5-6 ani, împreună cu colegii mei de la disciplina fizică, să-i ținem la noi la școală și să le arătăm că pot avea posibilități la noi în școală de a se forma, de a fi niște foarte buni profesioniști, dar în egală măsură, niște copii care știu să aibă o prietenă, niște copii cu care poți discuta multe lucruri, nu numai un singur domeniu. Sincer, sunt foarte mândru de ei, de colegii mei, de faptul că am reușit împreună să ținem aproape acești copii de mare valoare ai județului Neamț și să arătăm că în Colegiul Național Petru Rareș, copiii care doresc să facă performanțe, copiii care doresc să obțină rezultate foarte bune la nivel internațional, o pot face fără niciun fel de problemă. Îl cunosc pe Alex din clasa a 6-a. Să zicem, este cel mai titrat dintre ei. A avut cele mai frumoase rezultate la fizică. În clasa a 6-a a luat premiul 2. Între a 8-a a luat mențiune și mă refer la premii și mențiuni oferite de Ministerul Educației. Între a 7-a cred că a luat medalie. A urmat pandemia. Într-un an nu s-a desfășurat etapa națională, în anul următor, între a 10-a, s-a desfășurat Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică, acolo a luat premiul 2 și anul trecut a luat mențiune minister. Acum rămâne de văzut dacă posibilitățile financiare îi vor permite să ajungă student la Oxford. Din câte știu, ei au accesat și vor accesa și admiterea la universități din Europa, deci lucrurile vor fi poate altfel. Din generația respectivă aș vrea să punctez și faptul că are colegi, tot participanți la etapele naționale, colegi care au dat admitere, de exemplu, la Cambridge și ei așteaptă un rezultat pe 25. E o generație mai mult decât valoroasă, adică nu a fost câte un elev care să fie declarat admis, pentru că în istoria Rareșului mai există și Titus Dascălu și Sebastian Leontic și Manoli Daniel și ei sunt admiși la universități de prestigiu. Ei au prins o altă conjunctură și acum vom vedea dacă și Aleș și colegul lui vor
reușit să ajungă acolo unde au accesat.